La mulți ani, domnilor, domnișoarelor și domnilor, pe 2017, Viorel Paisan și Dan Olaru vă invită în acest an la o serie de emisiuni Sportul de Vrancea, mult mai interesante ca anul trecut. O experiență pe care o am de atâția ani mă obligă și mă determină ca și în anul 2017 să vă prezint emisiuni din ce în ce mai la obiect, mai bune și mai performante, la fel ca și Sportul de Vrancea. Vrem să avem performanțe în sportul din Vrancea din ce în ce mai mari. Rămâneți alături de noi. A ieșit și soarele. A început emisiunea Sportul de Vrancea. Bună ziua, domnilor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Viorel Paisan, avalanșa emisiunilor Sportul de Vrancea continuă, iată, de data aceasta, în a doua zi a lunii martie, mărțișorul a venit ieri și în Vrancea, emisiunea Sportul de Vrancea aduce mărțișorul sportiv, de data aceasta, printr-un sport care ne-a reprezentat și ne reprezintă cu cinste în România și în lume. E vorba de judo. Suntem prezenți, suntem oaspeții gazdei noastre, domnul profesor Zisu Dumitru, pe care îl salut și mulțumesc mult că și-a făcut timp în programul de antrenamente și pentru o emisiune Sportul de Vrancea, chiar aici în laboratorul de la Catedrala Sportului Vrâncean. În sălița de judo, unde observați în stânga și în dreapta mea, am și doi campioni, nu întâmplător aleși de domnul Dumitru Zisu, doi campioni care ne-au onorat de curând și la campionatele naționale și nu numai, până în 2017, în mod sigur și de acum înainte din 2017, ne vor onora cu rezultate deosebite atât la competițiile din țară și din străinătate. Mai completez un pic paranteza înaintea acestei emisiuni, înainte de a le da cuvântul invitaților mei, prin faptul că aș vrea să subliniez, știu eu, drumul pe care a pornit Mircea Tomescu, proaspătul campion național, și am făcut acest lucru și într-un articol din ziarul Sportul de Vrancea, avem sentimentul că Mircea Tomescu va fi viitorul campion olimpic al României. Dacă va merge pe aceiași pași pe care i-a urmat și Adrian Croitoru spre Jocurile Olimpice, nu știm. Vom trăi și vom vedea împreună. Dar noi anticipăm și credem și îl susținem și îi ținem pumnii lui Mircea Tomescu, de altfel și invitatei noastre Ramona Micula. Dar până ai auzi pe cei doi campioni, îi dau cuvântul domnului profesor, pentru că stăteam și mă gândeam, domnule profesor, nu ne-am văzut decât anul trecut, undeva prin vară, ultima emisiune, undeva la teatru, în Catedrala Culturii din județul Vrancea, Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia. Iar iată-ne acum în laboratorul, l-aș numi eu numărul 1 al dumneavoastră, pentru că aveți mai multe laboratoare de lucru al judoului din Vrancea, dar suntem la laboratorul unde aici lucrați lucrurile atât cu cei mai mititei judoka pe care îi aveți, dar lucrați și lucrurile de finețe, de detaliu, de tactică, de tehnică cu cei mai buni campioni pe care îi aveți. Bună ziua! Într-adevăr, nu știu de unde știți, dar cam așa este. Aici, într-adevăr, lucrăm lucrurile de detaliu pe care noi considerăm că sunt definitorii, care fac deosebirea între cei buni și cei foarte buni. Într-adevăr, ne-am întâlnit de astă vară. De atunci s-au întâmplat foarte multe lucruri. Ați amintit aici de niște rezultate pe plan național la copiilor noștri. Ultimile, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să le spunem pe toate. Este vorba de fapt de rezultate internaționale care sunt mult mai valoroase.
acești doi copii, practică și judo, practică și sambo. La judo se află în vârful piramidei pe plan național. Sperăm anul acesta, în afară de concursurile balcanice, unde am fost foarte buni, să trecem la următoarea etapă de cupe europene, campionat european, campionat mondial. Dar la sambo, de exemplu, acești doi copii, amândoi sunt medaliați la campionate mondiale, care nu înseamnă... Dacă vă uitați un pic și campionate mondiale. Da? Mircea Tomescu este medaliat cu bronz la campionatul mondial de tineret, junior și tineret. Iar Micula Ramona, aici în mâna mea dreaptă, este medaliată cu argint la campionatul mondial de cadeți. Acești doi copii sunt foarte valoroși, sunt copii de mare perspectivă, muncesc, sunt conștiincioși. Nu știu pe ce treaptă vor urca în viitor, dar cu siguranță o treaptă va fi a lor. Da, eu am anticipat un pic spunând chiar că îmi doresc Jocurile Olimpice. E adevărat că este competiția supremă, dar până acolo mai e mult de muncă. Și în mod sigur, în afară de cei doi campioni, mai aveți și alți copii buni, foarte buni, care se pregătesc în fiecare zi. Da, într-adevăr, așa este. Cu echipa de colegi antrenori. Cu echipa de colegi antrenori, într-adevăr. Mai avem încă mulți copii buni. Olimpiada este... Nu este foarte departe, dar este foarte departe. Sau nu este deloc aproape. Depinde fiecare cum o simte. Da, departe sau aproape. Olimpiada este grea. Până acolo sunt foarte mulți factori care concură. Foarte multe variabile pe care noi nu prea le putem stăpâni. Cred că se stăpânesc foarte greu aceste variabile. Noi încercăm să facem tot posibilul. Mircea Tomescu și Neagu Claudiu vor pleca la lotul olimpic de la Pitești. Când asta? Cât de curând. Au fost convocați deja. Ramona de asemenea va participa la toate cupele europene, dar este convocată deja la lotul național de sambo. Sambo este un sport complementar judoului. Deci prima variantă prezentăm un pic să înțeleagă și telespectatorii, poate mulți dintre ei pentru prima oară când aud. Sambo este o combinație între lupte și judo. Între lupte libere și judo. Nu este deloc ușor. Din multe puncte de vedere chiar este mult mai greu. Eu consider că dacă la sambo ar fi fost și ștrangulările care sunt la judo, era un sport complet. Total complet. Se pare că va intra și în sporturile olimpice cât de curând. Este un sport care vine din Rusia. Este foarte apreciat și plăcut lui Vladimir Putin, care de asemenea este un foarte bun judocan și samboist. Din ce în ce se pune accent mai mult pe sambo, dar eu îl consider un sport complementar pentru judo deocamdată. Mergem pe judo și ne ajutăm de sambo. Ăsta este principiul meu deocamdată. Dacă va fi și sport olimpic, atunci va fi mare, mare problemă. Foarte mulți judocani vor pleca și la sambo. Atunci se vor redistribui tot ce înseamnă judo sambo se va redistribui. Bine, acum vă completez cu o întrebare vis-a-vis de federațiile internaționale. Faptul că judo, arta supleții, este totuși o federație veche, o federație care are tradiție, rădăcini și campioni olimpici de acum care au făcut istorie. Cum percep cei de la Federația Internațională de Judo acest lucru, această colaborare, să-i spunem până la urmă, într-un fel? Este acceptată de forurile internaționale de judo și alte sporturi de arte marțiale? Da, este acceptată. Asta e treaba. Da. Este adevărat că E simplu pentru sambo, care a intrat acum de curând și în România, să-și ia sportiv de-a gata. Fiindcă foarte puțin sunt care îi formezi tu ca samboiști. Majoritatea au plecat de la judo. Sportivi deja consacrați, tehnica foarte bine pusă la punct, tactica. Trebuie să te un pic să te pliezi pe regulamentul de sambo și ești acolo. Simplu pentru Federația de Unde Sambo. Unde a evoluat cel mai repede acest sport sambo în Uniunea Europeană, mă refer în mod special, sau în lume? Unde a avut cele mai mari... Peste tot.
Peste tot. Peste tot. Deci chiar peste tot. Extraordinar. Da, da, da. Și asta e, inclusiv Japonia. Inclusiv Japonia. Da, păi aici este paradoxul. Da, da, da. Păi, cum l-au acceptat japonezii? Paradox este că artele marțiale sunt extraordinar de importante în Japonia, însă cel mai important sport este baseballul. Baseballul care de fapt a fost adus tot de Jigoro Kano, care a înființat judo. A fost adus în Japonia și are o priză extraordinară. Extraordinară. Este sportul numărul 1. Da. În Tokyo Dome, sală de 55.000 de locuri, când e vorba de baseball, se umple de numai în cap un om. Și dacă privești din Tokyo Dome de sus, de la etajul 60, vezi cum... îmi cer scuze, n-am auzit bine. Etajul 60. Da. Cum toată clădirea suge râuri de oameni, iar când se termină, se varsă. Este o privire este extraordinară, încântătoare. Da. Asta e Japonia. Am avut o elevă la Colegiul Național Unirea, care este studentă în Tokyo, Ravona Ciolcă, și cred că trăiește aceleași sentimente pe care le spuneți dumneavoastră. Pe mine la etajul 47 m-a prins cu tremurul. La etajul 47? Da, 47. Împreună cu un coleg al meu, Surlă Iulian, dormeam noaptea cu tremur de 6,6 grade. Iulian a sărit din pat ca ars. Eu am zis, Iulian, stai acolo, suntem în Japonia. Ce rost are să te ridici din pat? Deci, Iulian, ai grijă, nu te mai... Nu se mai agită, gata, s-a prins și el, că nu-i problemă. Domnul profesor, aș vrea să revin un pic, ați pomenit de Japonia, patria judoului, ați pomenit de, iată, baseball, un sport american până la urmă. Sigur, 100% american. Ați pomenit de mai devreme de combinația dintre lupte libere și judo vis-a-vis de sambo. Lucruri de aici am extras două cuvinte care au legătură foarte mare cu sportul tradițional din România. E vorba de trântă vis-a-vis de luptele libere și e vorba de baseball comparativă cu oina de la noi. De fapt, oina acum englezii susțin de fapt că ei sunt cei care au inventat baseball-ul, nu americanii. Ei l-au dus în Statele Unite. Probabil japonezii, Jigoro Kano, l-au fi preluat. Nu știu, nu vreau să intru într-un domeniu unde nu stăpânesc informația, dar probabil ce a spus dumneavoastră, că Jigoro Kano a fost cel care a adus baseball-ul în Japonia, nu? Așa ți-a fost. Sigur, sigur. Probabil a adus judo în America și a luat baseball-ul și l-a adus în America. Ținând cont de aceste două aspecte, apropo de trânta românească și oina românească, care sunt amândouă sporturi naționale, tradițional românești și acum sper să le avem omologăm în continuare, să avem grijă de ele în continuare. Da, înseamnă că noi am fi chiar născuți, crescuți, formați pentru sambo. Îmi vine greu să cred că nația română este născută a fi luptător. Este greu să, nu știu, poate multora nu le convine, poate... Da. E adevărat că se foloseau trântele la țară, că ce să faci altceva, te trânteai. Lupta liberă. Da. Lupta liberă. Dar nu suntem un popor de... Nu. Suntem sau nu suntem? Nu, eu știu ce am fost. Dificil. N-avem psihic de luptători. Nu, foarte puțin. Din bagaj genetic trebuie să ai chestia asta. Dacă ne uităm spre ruși, spre kazaci, spre uzbeți, spre mongoli, păi ei, după ce s-au născut, îi aruncă pe cal și pleacă la bătaie. Asta nu că noi n-am avea cai. Noi avem ponei. Noi avem ponei, da. Nu mai avem nici circ. Da, nici circ nu mai avem. Am vrut să fac această paralelă și să vă transmit această întrebare, lăsând la o parte codul genetic. Faptul că sambo ar avea rădăcini în tradiția sporturilor din România, apropo de trântă și oină. Credeți? Eu știu. În lupte libere. Trânta e mai mult greco-romane. La lupte libere ai voie să apuci de picioare, să faci în toate felurile, să faci chei pe picioare, să faci o grămadă de chestii. E un plus acolo. E un plus. La trânte, regulamentul este mai restrictiv. Apuci de centură, faci stânga-dreapta, arunci, dacă ai aruncat, dacă ai fixat, dar la sambo se complică lucrurile. Poți să crezi că ai făcut foarte multe lucruri și te trezești că ți-a făcut ok pe picior, pe laba piciorului, pe genunchi, și cam asta ai bături și... Bun. Vă rog să mă scuzați.
care este proiectul sau pe care și l-a propus Federația Internațională de Sambo, cam cum vor ei să atragă, în afară de faptul că au reușit să aducă sportivi din alte sporturi, vezi judo, dar cum ce își propune ei să facă în acest sens încât sambo să câștige mai mult teren în fața altor sporturi? Mă gândesc numai la artele marțiale, la karate, sunt numai puțin de 9 federații în România. Va trebui să aibă într-un fel o strategie. Da, da, la karate, eu știu, sunt 9 federații, dintre care 4 de balet. Da. Desenează tot felul de chestiile și dacă punem mâna un sambuist pe el, îl face de nu știe pe unde s-a îmbrăcat. Da, e un sport bărbătesc. Câte cluburi de sambo avem în prezent în România și de ce nu chiar în Vrancea? În Vrancea avem. Clubul Sportiv Unirea, Clubul Sportiv Giussan. Super. Da. Afiliate la federație. Și la federație nu știu exact câte cluburi sunt. Sunt. În orice caz, deci în România a prins. Da, a prins. Chiar acum va fi Cupa Mărțișorul la sfârșitul săptămânii acesteia. Sunt campionate mondiale, campionate europene. Sunt lucruri foarte serioase. Sau mișcare pe foarte serioase, da. Okay. Da. Dar să revenim la judo. Să revenim la noi, acasă. Deci noi avem multă treabă cu judo anul ăsta. Foarte multă treabă. Săptămâna aceasta este campionatul național de seniori, la care participă domnișoara Ramona. Mircea nu are categorie de greutate, care a participat și el are foarte la Cluj, are mai puține kilograme. Săptămâna viitoare este o cupă europeană la Zagreb. Plecăm de joi, ne întoarcem joi, cu tot cu stagiu. Ar fi a doua cupă, prima a fost Antalya, dar nu am participat. Acum, ce bani ai, aia faci. Da? Și apoi vor urma și alte cupe. Apoi va urma campionatul european, care este în Estonia sau Lituania, ceva de genul ăsta, și campionatul mondial de cadeți, adică al lor, care va fi în Chile. Da, acolo cu tremurile sunt și mai mari decât în Japonia. Când va fi în Chile? Cred că în iulie. Super. Da. Mircea va merge cu siguranță acolo, Ramona nu știu, să vedem. Deocamdată este la Focșani, lotul olimpic este la Cluj, acolo este bătaie mare, ea nu este mai prejos decât celelalte, vom vedea. Dacă își face treaba și câștigă, n-au încotro trebuie să o ia. Dacă nu va fi pe 1-2, e mai problematic, fiindcă noi nu vom avea bani pentru Chile, nu vom avea, da. Dar pentru campionatul european avem bani, chiar dacă... Domnule profesor Sensei Dumitru Zisu, o să trec un pic la campioni, timp în care vă spun că voi reveni cu dumneavoastră vis-a-vis de federație, vis-a-vis de ce s-a întâmplat la federație de alegeri, ce își propune federația, vom vorbi de centrul de excelență de la Focșani, vom vorbi de multe. Dar acum, pentru că ieri a fost Mărțișorul, o să-l rog pe Mircea să fie de acord să o lăsăm pe Ramona să vorbească prima. Da, Mircea, ești de acord? Ok. Ramona Micula, înțeles că ești elevă la liceul cu program sportiv. Da. În ce clasă? Clasa noua. Cine e diriginte? Doamna de engleză. Da, profesoară de engleză. Ok. Daniela. Îi transmite salutări. Cum? Doamna Daniela, felicitări că sunteți dirigit. Doamna Cristea. O doamnă foarte drăgălașă. Ce părere au colegii din clasă despre activitatea pe care o depui? Profesorii, cum te susțin? Mă susțin destul de bine, mă înțeleg când merg la antrenamente. Bine. Ramona, când ai început tu să practici sportul, nu judo? Când ai început? La 9 ani. Păi băteam băieții la școală și... Ce făceau băieții de trebuia să-i pui la punct? Nu făceau nimic, pur și simplu îi băteam. Dar în preventiv trebuia să-i pui la punct. Pentru viitor. Bun, deci primul sport ăsta a fost, următorul? Sambo. Sambo? Da. Nu, întâi bătea băieții, după aia a mers la judo. La judo, după... Când s-a... Asta am vrut să ajung, la judo. Când s-a întâmplat? La 9 ani. Unde, cum? Eram la Lugoj și acolo am practicat. Prima oară am fost la un sat, acolo am practicat judo. 2 luni, după aceea am mers la Lugoj. După aia am fost selectată la lotul național de judo la Cluj.
Am stat 2 ani și din cauza unor probleme am mers acasă și acum am venit la Focșani și am început să practic și sambo. Ok, sincer, aș vrea să te întreb, pentru că ai traversat aproape toată țara, de la Logoș până la Focșani, care sunt visele tale, gândurile tale, ce-ți dorești tu de la sambo, judo și de la faptul că ești în echipă acum alături de domnul profesor Zisu, de Mircea și de ceilalți colegi? Care sunt planurile tale, gândurile vis-a-vis de punctul de plecare de aici, de la Focșani? Eu îmi doresc să muncim prima oară și să avem rezultate cât mai bune, să urcăm pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Păi, cum spunea domnul profesor, acum pentru ca să prinzi lotul trebuie să prinzi finala. Da, trebuie să iau medalie la seniori săptămâna aceasta. După aceea... Păi, te duci o ei și vii la Focșani. E multă luptă și multă muncă. Care ar fi adversarele tale din țară care crezi că ar gândi la fel ca tine? Cam majoritatea gândesc la fel, da. Da, o categorie foarte grea. Așa, și care sunt, după părerea ta, fetele care ar fi adversarele cele mai puternice? Fetele de la lotul național, de la Cluj. Da. Poți să le transmiți, dacă te uiți un pic la cabel, ceva, că știm că ploaia vine de la Cluj, dar o finalistă, Rabona, vine de la Focșani. Care ar fi mesajul tău pentru fetele de la Cluj? Fetelor, vine Ramona. Vine Ramona, aveți grijă. Nu, ca la MMA, te ridici și faci și de alea, bă, fac, bă. Da, Ramona, drumul este lung. Ai spus și tu că este nevoie de foarte multă muncă. Care ar fi, să spunem, procedeele tale preferate și, bine, nu trebuie să le spui chiar pe toate acum, să audă toată lumea, dar care este gândul cu care tu intri pe saltea la un concurs? Cam ce visezi tu în momentul ăla? Cam ce gândești? Să mă bat cât mai bine, să ascult de domnul antrenor de pe marginea saltelei și să fac ceea ce pregătim la antrenamente. Ok, ai pomenit de Lugoș și gândul mă duce, n-am cum să nu fac această legătură, că poate urmărește emisiunea și fostul meu coleg. Am avut un coleg în facultate, tot judocan, Călin, Roșu Călin, chiar din Lugoș și cu ocazia asta îl salut. Actualmente este profesor la Liceul Mircea Elia de din București. Aș vrea să te întreb care a fost antrenorul care te-a primit pentru prima dată în sala la Lugoș și care a fost primul tău punct de plecare? Galița Andreea a fost prima mea antrenare. Da, după aceea Batcai Adalbert și cu el am practicat judo la Lugoș. El a decedat anul acesta. Am trecut, da. Da. Și doamna antrenoare acum e însărcinată și copiii, acum a venit alta antrenoare la Lugo și copiii au rămas cu ea. Ea a intrat deja în maternitate și se pregătește și ei cu pot. Le-am naștere ușoară și da. Se revină la sală. Da, cât mai repede. Așa. Și la băieții care îi puneai puțin la punct, ce le transmiți când te întorci? O să fiu mai liniștit acum că sunt cam obosită de la ta muncă. Da. O să profite. Da, să profitați cât sunt plecată. Corect. Ramona, îți ținem pumnii, bine ai venit la Focșani, suntem alături de tine, te încurajăm și îți ținem pumnii chiar la ce ți-ai propus. Chiar suntem suporterii tăi. Trecem un pic și la Mircea. Două vorbe vreau să spun. Vă rog, domnul profesor, chiar și mai multe. Deci Ramona este de 15 ori campioană națională până a venit la Focșani. Și de acum probabil va fi de 115 ori campioană națională de acum încolo. Da, este o sportivă valoroasă, cu un bagaj tehnic bun. Se pare că a început să înțeleagă că trebuie să asculte, să facă exact ce îi cer eu și cu siguranță că nu se va da jos de pe podium. Va fi în regulă. Face foarte multe procedee, are execuții bune, are nerv, este puternică, este o sportivă de temut.
De asemenea, am ținut neapărat pentru ea să-și facă școala, să urmărească obiectivul ăsta care este foarte, foarte important. În orice zi a vieții poți să te accidentezi sau ceva ferească Dumnezeu și ai terminat cu sportul, trebuie să rămâi cu școala. Deci școala, primul este școala, trebuie de făcut, de asta am adus-o la Focșani, să-și facă școala, să fie o campioană și să fie atât familia ei cât și noi mândri de ea. Vom vedea. Mulțumim. Trecem, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la un campion, proaspăt campion național, Mircea Tomescu. Probabil domnul profesor Dumitru va mai completa, așa cum a făcut și la Ramona, cartea de vizită lui Mircea, dar îl las pe Mircea să se prezinte singur. Când ai început judo, Mircea? La vârsta de 9 ani. Au vorbit între întâmplător. M-am apucat de judo, m-am transferat de la școala numărul 9 la școala numărul 5 pentru că nu mă simțeam eu bine acolo și am auzit că sunt câțiva colegi în clasă care practică judo. Eu nici măcar nu știam cum este la sportul ăsta și despre ce e vorba și din curiozitate am vrut să merg. Mai țin minte ziua aia? Ce zi era? Nu mai țin minte exact. Era toamnă. Începuse școala. Da. Începuse școala. Și când am ajuns prima dată la judo, pur și simplu m-am îndrăgostit de sportul ăsta. Mai țin minte prima antrenare pe ce a constat? Nu mai țin minte exact. Știu că prima dată am venit și nu m-am implicat așa mult, am stat pe margine, mai mult am privit și mi-a plăcut foarte mult. Vă spun eu, arăta ca un șoricel. Deci era mic, mic de tot, avea o tunsoare, era tuns foarte scurt în cap și avea o codiță lungă de vreo 20 cm în spate atârnată. Da, și nimic nu-i convenea. El imediat împingea pe ăla, pe ăla, pe ăla, că fiind cel mai micuț, îl abuzau cumva ceilalți și el era foarte refractar și atunci am văzut eu viteza lui de reacție și ce zvâgnet avea. Da. Da, și apoi încet a început să miște, cum se spune la noi. Ba chiar la vreo două luni a vrut să abandoneze. Mi-a spus că, sensei, eu mă las de judo. Zic, Mircea, cum să te... Da. Zic, Mircea, cum să te lași de judo? Că n-ai început. Da. Și apoi s-a pus pe treabă serios. Când asculta, pierdea. Când asculta, câștiga. L-am dat afară de la sală, nu l-am mai primit. Da? Da. Și a venit cu mama lui, se ruga pe aici și... Da, bine, discuția avută cu mama lui. Eu vorbise cu mama lui și am spus, doamnă, eu vă dau afară, da, eu vă dau afară, voi veniți și insistați, el să nu știe nimic. Da. Și venea și se ruga afară, ieșiți afară, nu mai dă, n-ascultă, afară. Și așa vă două luni, cred. Și până la urmă i-am spus mamei lui, zic, Dana, gata, hai, o lăsăm. Și când au venit, bine mă, deci sigur te ții de treabă și ascult. Da, atunci hai, treci la antrenament. Da, a fost o mânărie a noastră. Acolo a început. Atunci, da. Da. I-am dus la primele concursuri, i-am dus, nici nu participau. Că nu se calificau, nu se el și Claudiu. Da. Și apoi... Claudiu și mai cum? Claudiu Neagu. Și apoi au început să pună șaua pe judo și pe ceilalți. Da, când asculta... Acum câți ani se întâmpla? 5 ani. 5 ani? Nu? 5, 6 Chiar ani. Chiar 7. Da. Nu, de când ați început. Da. Am o amintire foarte interesantă cu Mircea, la Sud. A fost un concurs odată. Și Mircea a pierdut. Și m-am gândit eu, bă, cum să fac eu acum, să-l întăresc, să fac ceva, să... Și zic, uite mă, Mircea, te bag cu fata aia. Eu nu știam fetița aia, o fetiță de la Râmnic. Nu știam deloc pe fetița aia. Și zic, uite, te bag cu fata, mă gândeam că o bate pe aia și după aia o să fie tare. Da. Și au intrat ei, băi, când l-a luat fata aia și l-a aruncat de nu să mai coborat, l-a aruncat de la... Deci Mircea s-a ridicat. Și a luat-o la fugă spre stația de autobuz în sud, din sala de atletism, în picioarele goale dezbrăcat, spre stația de autobuz. Eu și cu Mike-sa după el. Mai ții minte? Da. Dar l-am prins. Bă, treci mâna, băi. Deci era iarnă cu picioarele goale, el dezbrăcat. Noi dezbrăcați, el dezbrăcat. Da.
Da, eu am crezut că fac o șmecherie. De unde? Că aia... Da. Ei, și după aia l-am pus ușor pe picioare și acum. Și este campionul de astăzi. Care are o grămadă de titluri balcanice, naționale și în picioare și la sol, în America, campion internațional, la Philadelphia, de toate, de toate. Deci e ireproșabil. Vom vedea ce va fi în continuare. De la acel episod, Mircea, a urmat ce a povestit domnul profesor. Ce s-a întâmplat după aceea pentru tine? A însemnat într-adevăr punctul de plecare adevărat pentru un judo adevărat? Da, pentru că asta m-a motivat și mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa cum credeam eu și că trebuie să fiu mult mai disciplinat și... Consecvent. Și consecvent. Și... Nu știu, probabil nu... Mi-a fost foarte greu să mă adaptez la sportul ăsta pentru că eram foarte fricos și foarte timid și de fiecare dată când urma să lupt aveam o oarecare frică și până la urmă am reușit să înving acea frică și să... Da. Vreau să mai spun ceva. Orice vă aduceți aminte. El mi-aduce aminte. Când se lovea, dacă se lovea un pic la un degețel, urla atât de tare că îmi speria și părinții și copiii și, și mă gândeam că rămân singur în sală, că știau părinții. Da, da. Deci urla atât de tare că îl doare, îngrozitor de tare. Și am bătaș, mă, că n-ai murit. Ce tot... Da, da. Și ușor, ușor, n-am mai țipat. Da, dar ăsta a fost un punct de plecare cu... Da, am vins. Da, era micuț, niciodată. Deci întotdeauna el era sub kilograme. La toate categoriile era sub kilograme. În momentul în care venea la kilograme, și a campion, cum era sub kilograme, cum se chinuia, cum venea la kilograme, bătea tot. Da, acum, dacă nu greșesc, vă rog să mă corectați, la campionatele naționale l-a ieșit campion național la 18 ani, cu toate că vârsta este mai mic. 18. Deci la sub 18 ani. Sub 18 ani. Da. Mai are un an. Încă un an de cadeți. Mai are un an de cadeți. Încă un an, adică de apărarea centurii, să spunem, de apărarea titlului. Da. Da. Da, anul ăsta se hotărăște în ce patru ea, cât de bine de ora exactă. Eu așa zic, el e cea învențială. Să cu de ora exactă anul ăsta. Corect. Care ar fi cei mai puternici adversari care i-ai simțit tu pentru tine în această perioadă, până în acest moment, până la ultimul titlu de campion național și care crezi că într-un fel te-au și ajutat să ieși campionul de astăzi? Pe plan național sau internațional? O luăm întâi cu planul național. Au fost mai mulți sportivi, pentru că de-a lungul timpului s-au mai schimbat anumiți sportivi. Nu știu, probabil că Leica Șerban, de la Gura Humorului, m-a învins când eram începător, dar după ce am mai învățat judo și m-am antrenat, am reușit să îl înving. Mai ții minte prin ce procedeu? Parcă cu un sasaie. La Onești, în finala campionatului național. Dacă se duce, speră să găsi aduce ceva, dute. Da. De câte ori se întâlneau, Leica l-o vingea. Și e bine, Mircea, antrenându-se și crescând un pic, acum, ca atunci când pică pe aceea serie sau pe ceva, vine antrenorul lui și spune, iar a căzut cu Tomescu în primul meci. Iar a căzut. Da. La campionatul acesta național care a avut loc la Suceava... Leica ce a făcut? A căzut cu Mircea, primul meci. Da! Ghinion. Ghinion, da. Mircea a avut un comportament extraordinar. Adică i-a ridiculizat pe toți. Inclusiv în final. În final ți era milă de adversarul lui. Domnule profesor, când ați simțit... După episoadele repetate de genul, ați avut tendința să-l trimiteți afară din sală pe Mircea. Când ați simțit totuși că Mircea, prin atâția și atâția copii care ați avut și campioni și mai mari sau mai mici sau fete, băieți de asemenea, când ați simțit totuși că Mircea este
Are ceva, în afară de acea viteză de reacție care spune că ați sesizat-o, că ați simțit că are ceva pentru a deveni un mare campion? Întotdeauna. Întotdeauna. Eu îl dădeam afară în sală, dar nu îl dădeam. Eu numai ziceam că vreau să-l dau. Sau că îi ziceam să plece, dar eu nu-mi doream să plece. Adică făceam de așa marieră încât numai el știa că vreau să plece, dar ceilalți nu. Nu. Trebuie să spun și chestia asta. Mircea anul trecut a avut un an foarte, foarte greu. Extraordinar de greu. A avut foarte multe concursuri la care a câștigat tot, dar și-a pierdut și mama în decembrie. În urma unui atac cerebral. Condolențe. Da, mulțumim. El trebuia să participe la campionatul mondial, mama sa era în comă. El trebuia să plece la campionatul european, mama lui a murit. Deci nu vreau să mă gândesc. Da, momente foarte grele. Momente foarte, foarte grele. El are un psihic extraordinar de bun și e contrar fizicului lui, care, dacă te uiți la el, nu îl vezi un mare luptător. Adică nu îl vezi crâncen, crud, zici că rupe hainele de pe tine. Nu, nu, dar el are o tărie. Are o tărie în el și în sufletul lui extraordinară. Este foarte echilibrat. Foarte, foarte echilibrat. Cred că primul lucru extraordinar de valoros la el este ăsta. Este un tip foarte cerebral și echilibrat, în care chiar te poți baza. Te poți baza pe el. Apoi celelalte. Da, deci a avut un an foarte greu. Și totuși am vins tot. Sperăm și anul ăsta să învingă tot. Dacă într-adevăr va învinge tot, va fi mare. Dacă la campionatul mondial în Chile se va urca pe podium, va fi o chestie, un punct de plecare mare de mare tot. Pentru el, mare de tot. Mircea, care este idolul tău sau care sunt idolii tăi, care e modelul tău din judo mondial? Și revin după aia și cu întrebarea cu adversarii de pe plan internațional, că am trecut peste ea. Idolii sunt Teddy Riner, Sohei Ono, Fabio Basile și prosul campion olimpic și Takato și Zantaraya, un ucrainian sportiv foarte bun și foarte pe view pe vreunul din ei. Pe Ilias Iliadis l-am văzut la Focșani și m-am dus, am făcut o poză cu el și eram foarte bucuros că a reușit sensei să îl convingă să vină la un concurs de-al nostru și când am vrut să fac poza cu Iliadis, mi-a spus că trebuie să câștig dacă vreau să fac poză cu el și atunci am luat medalie de aur și m-am dus la el și mi-am arătat-o și eram foarte mândru. Și cam aceștia sunt. Ok. Care ar fi adversarii, așa cum a fost Leica de la Gura Humorului pentru tine, care te-a ambiționat și te-a determinat să câștigi la un moment dat mai mult? Care ar fi adversarii de pe plan internațional pe care i-ai avut și care au însemnat, să spunem, un punct în cariera ta de până acum? Nu mai țin minte exact cum se numesc acei sportivi, dar știu că era un francez care m-a învins la o cupă europeană din Polonia, la Bielsko-Biala, și mi-am dat seama că mai am mult de muncit. Asta anul trecut, în iulie, parcă, nu mai știu exact. Nu cred că francezul mai face aceeași categorie, dar dacă o face, sunt pregătit acum. Probabil că am mai... Acum, dacă ai acum aici francezul, te-ai bate cu el? Da, dacă este nevoie, normal. Corect. Și mai am niște adversari, spre exemplu, vicecampionul european de anul trecut,
din câte am aflat, face aceeași categorie și deja a ieșit campion la o cupă europeană și este ungur. Știu că îl cheamă Casand și sper să reușesc să-l înving, pentru că el momentan este, cred că pe primul loc, este pe primul loc în clasamentul mondial și sper să-l înving. Dar trebuie să mă antrenez și să fiu foarte motivat când intru în meci. Să vedem până atunci cum o să... Ok, de-abia așteptăm. Domnule profesor... Ramona. Să vedem ce mai spune Ramona? Spune, da, acum. Da. Ramona? Da. Bun. Ea e Ramona. Da. Te simți bine aici la Focșani, în această echipă, în acest club? Da, mă simt foarte confortabil. Cum ți se pare orașul? Frumos, este foarte frumos. Nu am avut atât timp să merg prin oraș. Am poate te invită Mircea acum de o mărțișoară? Da. Ar fi frumos, Mircea. Da, ok, iată, Sportul de Vrancea a reușit să facă și o invitație în direct la o prăjitură la cofetărie. Federația Română de Judo a trecut prin frământări destul de mari în ultima perioadă. Apropo de, știu eu, candidaturi, de alegeri, de frământări, lucruri care, într-un fel, pe de o parte, domnule profesor, fac și bine, pentru că e o federație în mișcare, e o federație activă care vrea mai mult, dar pe de altă parte se constituie la un moment dat și în anumite frâne vis-a-vis de proiecte, de știu eu, lucruri care ar trebui făcute și continuate. Care e părerea dumneavoastră și la ce nivel se află federația în acest moment în contextul participării la competiții internaționale, la planurile în desfășurare pe nivel național, mă gândesc aici la centru de excelență și multe alte lucruri. La Federația Română de Judo este ca peste tot. Ca peste tot în lume, România, ca peste tot în politică, lume. În lume, până la urmă, nu? Da. Ca și politicienii. Da. Deci noi alegem, ei s-au instalat, își văd de treburile lor, de și afacerile de... lor, de... iar noi, dacă o fi, o fi, dacă nu o fi, dar nu o fi. Da. La Federația Română de Judo lucrurile au fost încurcate, foarte încurcate, totul se învârte în jurul banilor, au dispărut o grămadă de bani, am înființat centrul de excelență care de fapt s-a înființat, dar nu există, fiindcă nu ne-a finanțat nimeni. Foarte și, trist, și tot așa. Foarte trist. Se pare că lucrurile s-au limpezit. Cred că domnul Vizer, care este autoconducătorul a ceea ce înseamnă judo în lume, a găsit varianta de a alege un președinte care să limpezească totul. A fost ales președinte domnul Cosmin Gușă, acționarul de la Realitatea TV, un bărbat care a fost foarte aproape de judo întotdeauna, fiul său practicând judo de 15 ani la Dinamo București, apoi a plecat la Oradea, la centru olimpic. Da, domnul Gușe cred că va pune lucrurile la punct. Deja a făcut extraordinar de multe lucruri. Eu am spus dintotdeauna, de când am auzit de candidatura dumnealui, că și dacă nu face nimic și dă la televiziune o dată sau două ori pe săptămână câteva despre judo, este suficient, că alții n-au făcut nimic și corect. Asta a fost. Da? Dar dânsul are un punct de vedere extraordinar de interesant. Are o putere media foarte mare, nu trebuie să ai tu foarte mulți bani, trebuie să știi să te învârtești. Datorită faptului că asta face prin puterea media, deja a găsit varianta. La ultimul concurs de U18 de la Suceava, chiar s-au dat niște premii, s-au dat aleatoriu cam aiurea, sincer să fiu, dar s-au dat. Acum la Campionatul Național de Seniori, care va avea loc la Cluj la sfârșitul săptămânii acesteia, s-a alocat suma de 1 miliard de lei, wow. Premii. Adică 20 de milioane va primi fiecare locul 1, wow. 10 milioane va primi locul 2,
Câte 5 milioane locul 3. Deci încă 10 milioane pentru locul 3. Cred că e o premieră în judo. O premieră, o premieră. De asemenea, am mai furos de 100.000 de euro pentru organizare. Domnul Rus, Ioan Rus, de exemplu, de la Cluj, a promis că în fiecare lună va da 1.000 de euro Asociației Sportive de Judo de la Cluj. Și probabil că vor veni și mulți albani acolo. Nu știu, vom vedea. Domnul Gușe, de asemenea, a luat legătura cu domnul Marianu Prișan, care este președinte de onoare al secției de al centrului de excelență Focșani, dar dacă nu am avut bani, n-am putut să mișcăm deloc. Domnul Prișan ne-a promis că va fi aproape de noi de atunci, dar a rămas așa. Dar acum domnul Gușe a luat legătura cu domnul Prișan, se pare că domnul Prișan va merge cu noi la Cluj. Super. Ne vom întâlni împreună și vom discuta, acum, vom pune detalii. Și, da. Deci părerea mea este că este imposibil să nu fie bine. Super. Este imposibil să nu fie bine. Sună bine anul 2017. Ca și vicepreședinți, de asemenea, s-au ales niște oameni valoroși, inclusiv domnul Berceanu, care este antrenorul lotului olimpic de fete de la Cluj. Și încă, de asemenea, a venit sponsor Socarul la federația. Wow. Da. Un tip extraordinar, acest tânăr președintele Socarului, care, un tip relaxat la vreo 38 de ani. Extraordinar. Da, care a promis că o să face o zi. Deja ne-a dat un sediu în București pentru nu știu ce activități, gratis. Da, se pot face foarte multe lucruri. Viitorul judeu deci, dacă, bine. Deci dacă domnul Marian Obrișan ne va sprijini un pic, nu ne ajunge. Cu centrul de excelență. Acum avem o sală de judo mai mărișoară, făcută de CSM Focșani. Arată bine. Da, arată bine. Următoarea emisiune o facem acolo. Cel mai harnic și care a lucrat foarte mult pentru chestia asta este domnul Grosu, colegul nostru. Stănică, da. Care e recitare acum, dar care se pregătește de Cluj. Da, dar se face bine. Ceilalți colegi ai mei, la fel, luptători, sprijinim, facem, dregem, punem umărul, nu face nimeni pas în spate. Corect. Suntem ok. Ok. Deci dacă un pic suntem sprijinim... Au început pregătirile pentru memorial la Aurel Căpeanu, 2017. Memorialul va fi bestial. Da? Da, va fi bestial. Deci a fost, dar ce va fi. Cu siguranță primăria se va implica și mai serios. Domnul primar Cristi Miseel a promis acest lucru. Cristi Miseel, n-am văzut așa ceva. Un om care să sprijine... Și nu numai judo, dar tot ce înseamnă. Cine vrea să facă, îl ia în brațe și îl aruncă în sus să facă. O azare. Deci, apropo de o azare, să-l întreb pe Mircea. Deci suntem acolo. Suntem acolo și noi cu timpul, Dan Olaru și Viorel Paizan. Vă pregătesc, stimații telespectatori, de finalul de emisiune. Mircea, gândurile tale pentru 2017, încă o dată îmi pare foarte rău prin ceea ce ai trecut. Îți doresc să fii puternic, în mod sigur ești, dar vreau să fii și mai puternic și să treci peste, să învingi. Care sunt planurile tale pe 2017? Ce îți propui în viitorul apropiat și până la Chile, cum spunea domnul profesor? Mulțumesc pentru gândurile bune și referitor la gândurile mele, vreau să reușesc să iau cât mai multe medalii la cupele europene, dacă se poate să ies campion la fiecare foarte bine. Și pentru Chile am speranțe. Cred că dacă mă mobilizez bine, aș putea să fac ceva, aș putea să iau o medalie. Simt pumnii și baftă. Promit că când te vei întoarce din Chile, vom face o nouă emisiune. Vă mulțumesc. Dacă ia medalie, îl așteptăm la avion. Îl așteptăm la aeroport, la autopen. Corect. Nu, la avion, nu în aeroport. La avion, trebuie pe pistă. Și să-l întrebăm pe geamul avionului. Ce viteză aveți? Ok, Mircea. Care sunt gândurile și planurile tale acum în 2017? Să-l ascult pe sensei. Așa. Să iau o medalie săptămâna aceasta. În primul rând să fac categoria. Să iau o medalie. După aceea să punctez la fiecare cupă europeană. Să merg la europene. Să ies campioană. Și să-l însoțez pe Mircea în insulă Chile. Și așa, bravo. Să-l păzesc de cutremur.
Frumos spus, Ramona, felicitări. Iată, de la invitația la cofetărie s-a ajuns și la regulile în caz de cutremur. Domnule profesor, aveți ultimul cuvânt. E o emisiune Sportul de Vrancea care va veni mereu alături de dumneavoastră, de echipa dumneavoastră și de acești campioni. Pentru că avem și de ce. Avem ce să vorbim. Care sunt, apropo de ce au spus cei doi campioni, gândurile dumneavoastră ale echipei dumneavoastră de antrenori și așteptările, cel puțin din 2017, de la copiii dumneavoastră? Da, am atât de multe gânduri încât nu pot să spun niciunul. Nu pot să exteriorizez niciunul. Sunt concentrat în mine. Vreau să facem, eu știu, 80% din cât ne-am propus. Ar fi foarte bine, ar fi foarte bine să punctăm la cupele europene, așa cum a spus și Ramona, ar fi bine să urcăm pe podium la toate concursurile, ar fi bine să arătăm că la Focșani există un centru foarte puternic de judo, o echipă foarte puternică, unită și hotărâtă să muncească. Mi-aș dori să dăm o educație foarte bună la acești copii minunați. Mi-aș dori să educăm pe cei micuți în spiritul respectului, a politeții, a echilibrului, a tot ce înseamnă respect față de părinți, de școală, de muncă, de societate, pur și simplu de societate. Cred că reușim acest lucru, cred că vom face niște copii, vom crește niște copii buni, valoroși. M-aș bucura foarte mult toată lumea să urce pe podiumul sportiv, dar cu siguranță îmi doresc ca toți acești copii să urce pe podium în viață. Să fie puternici, hotărâți, să le placă școala, să-i determinăm să nu să fie numai o amenințare, dacă nu vezi bine, nu te mai primesc la judo. Vreau acei copii să pună mâna pe carte. De asemenea, aș dori să transmit profesorilor, tuturor profesorilor din România, fiindcă din celelalte țări nu mă interesează, să nu mai dea milioane de probleme și de pagini de citit acasă, copil de clasa 5-a să se culce la 12 noaptea, să meargă să facă pregătiri la doi profesori, să poată să treacă clasa. Mi-aș dori ca acești colegi ai mei, profesori, nu să-mi spună ce au făcut la școală sau ce au predat sau ce. Nu. Să-mi spună ce știe copilul. Dacă copilul știe ceva, dacă l-a învățat ceva, atunci este foarte bine. Dacă i-a dat să citească, să învețe, să-l traumatizeze, să se ajungă la concluzia că urăști școala, foarte mulți copii urăsc școala. Urăsc pe anumiți profesori. Nu reușesc să-și facă temele. Nu reușesc să vină la sport, să plece un copil sănătos, da? Fiindcă nu au timp să facă totul. Cei care au venit la această școală vocațională, la liceu program sportiv, la club sportiv școlar, au venit să facă sport. Le place sportul, au venit să facă sport. E adevărat că trebuie să învețe și la celelalte obiecte. Dar, domnule profesor, mi-aș dori să înțeleagă că și dânsii predau la un liceu program sportiv. Sportivii de performanță care merg la competiții, mi-aș dori lunea să nu tabăre pe el, să-l asculte, să-i dea teze, să-i dea extemporale, să-i arate că n-a învățat. Fiindcă știm tot, cu toții că e foarte dificil luni să a avut competiții. Deplasare. Da? Acești copii trebuie să înțeleși, trebuie ascultați, trebuie crezuți, trebuie să înțeleși. Fiecare profesor trebuie să se laude, să spună, am făcut meditații cu acești copii la școală. Nu meditații particulare, meditații la școală. Am făcut aceste teme, am învățat asta, știe asta. Dacă nu știe, atunci care-i? Nu toți copiii sunt reduși, eu știu, din niște puncte de vedere. Nu. Unii n-au când. Trebuie să ajutați. Domnilor profesori, dacă reușiți să înțelegeți că acești copii trebuie să ajutați, da? Este clar că și ei trebuie să învețe, și ei trebuie să studieze, trebuie să fie aproape de școală, dar trebuie să ajutați. Da?
Da, este cel mai direct și clar mesaj pe care l-am auzit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în aproape 17 ani de când realizez această emisiune. Îi mulțumesc domnului profesor Dumitru Zisu, îi urez baftă să fie la fel de puternic cum a fost și până în prezent și în mod sigur vom mai auzi de rezultate deosebite. Acest mesaj este transmis tuturor profesorilor, așa cum a subliniat, din România. Ar trebui să înțelegem cu toții ceva din acest mesaj. Apropo de copii, le urez baftă, Ramona, Mircea, și dacă în timp ce vorbea domnul profesor Dumitru Zisu, mă gândeam până în 18 ani Mircea, pentru că noi am spus Sportul de Vrancea, ziarul Sportul de Vrancea, simțim acest lucru, cred că nu vor mai fi mulți ani, poate nici măcar un ciclu olimpic, hai să-i dăm un ciclu olimpic lui Mircea până când va bate la porțile cu lotul național, la porțile și Ramonei când amândoi vor bate la porțile jocurilor olimpice, pentru că acolo este competiția supremă. Și în mod sigur, printre idolii pe care i-a enumerat Mircea și iară și Ramona, de asemenea, zic eu, se află ca exemplu și Adrian Croitoru. Adrian Croitoru fiind cel mai bun judoka în acest moment al școlii de judo din Vrancea ca produs, iar Mircea și Ramona vin tare din urmă, de asemenea, cu ceilalți colegi ai lor. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Viorel Paizan și Dan Olaru, vă mulțumesc pentru atenție. Sportul de Vrancea, Avalanșa, emisiunile Sportul de Vrancea continuă în 2017. Rămâneți alături de noi. O primăvară frumoasă. La revedere! Mulțumim!